mai bine de 2 luni de când au recunoscut amândoi în spațiul public faptul că nu mai formează un cuplu, Andreea Bălan și George Gurcea, căci despre ei este vorba, continuă să-și arunce săgeți unul altuia. Telenovela dintre Andreea Bălan și George Gurcea continuă. La mai bine de 2 luni de la asumarea în spațiul public a faptului că nu mai formează un cuplu, cei doi se atacă reciproc prin diverse lucruri și, mai mult, fiecare lămurește povestea în felul lui. După ce Gurcea a acuzat-o pe Andreea Bălan că l-a blocat pe Instagram de pe contul fetițelor pe care le au împreună, artista a spus totul despre acest aspect. Andreea Bălan a mărturisit la Antena Stars că motivul pentru care a ales să-l blocheze pe George Gurcea de pe contul de Instagram al fetițelor sale a fost acela că fostul ei soț avea postări nepotrivite. De asemenea, vedeta a povestit că George Gurcea o atacă și lovește în ea, fără să se mai gândească la faptul că este, mai presus de orice, mama fetițelor sale. Extrem de sinceră, Andreea Bălan a mai punctat faptul că, în ultimele 2 luni, fostul ei soț a venit destul de rar în vizită la cele două fetițe ale lor, Ella și Clara. Îmi pare foarte rău că fostul meu soț lovește mine și că nu gândește de multe ori și uită că sunt mama copiilor lui și că trebuie să aibă o relație civilizată cu mine, de dragul copiilor. Eu am încercat pe cât posibil să nu spun foarte multe lucruri și să nu dezvălui cu exactitate lucrurile urâte dintre noi, de dragul fetelor, dar se pare că el nu se poate abține. Totul a pornit de la faptul că el postează, în mediul online, tot felul de lucruri destul de urâte, care pe mine m-au deranjat. De exemplu, un satâr la gâtul unui om, o băguașă dată printr-o liniuță de făină care, oarecum, ia la mișto dosarul penal pe care îl are. Înjură oamenii pe Facebook. Și de fiecare dată când a făcut aceste postări, eu în privat i-am spus, te rog, nu mai posta așa, că nu îmi face bine, nu-ți face nici ție bine, mai ales în cazul divorțului nostru, că nu arată că ești ok sau că ești civilizat. Și nu a contat ceea ce am spus eu în privat. Totul a culminat de Paște, când a postat o poză cu un satâr la gâtul prietenului cu care locuiește și, din nou, i-am făcut observație să șteargă postarea, pentru că mi s-a părut oribil să posteze poze cu fetele noastre. Pentru că dăduse hare la niște poze de pe conturile lei de pe Instagram și apoi, imediat, a pus această poză cu satârul la gât. Și nu a vrut să șteargă postarea și apoi eu l-am blocat de pe contul lei. Este într-o perioadă de rebeliune, probabil vrea să arate că e fericit că a scăpat de responsabilități. Pentru că ai dreptul să vii la copii, dar ai și niște responsabilități, adică nu doar să vii, trebuie să îi și crești. El, în ultimele luni, a venit de 6-7 ori, adică destul de puțin, a spus Andreea Bălan la Antena Stars.